Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne în studioul Capital TV. Astăzi avem din nou o emisiune interesantă, zic eu. Îl avem ca și invitat la Fotoliul cu Ghimbi pe viceprimarul orașului Hatec, Viorel Demian, care îi spunem bună ziua, domnule viceprimar. Bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Chiar telespectatori, domnul vice. Da, mulțumesc. Dacă stau eu bine să mă gândesc, nu știu dacă v-am avut la Fotoliu cu Ghimbi vreodată, dar cred că da, numai că asta se întâmpla în urmă cu mulți ani. V-am chemat în emisiune pentru că la Hatec, Hatecul fiind inima țării Hatecului, și fiind și un oraș frumos, se întâmplă foarte multe lucruri din punct de vedere politic și administrativ. Există foarte multe schimbări. Iată se încheie și mandatul de 4 ani pe care l-ați avut dumneavoastră ca viceprimar. În primul și în primul rând aș dori să discutăm. Zilele trecute l-am avut invitat chiar pe administratorul public al orașului Hatec, colegul dumneavoastră, domnul coleg, cred că spun bine, coleg, nu? Subordonat sau ce voi, coleg. Da, coleg de, coleg de primărie. Și foști colegi de partid. Așa. Tema emisiunii de astăzi este Hatecul încotro. La domnul administrator public a fost Hatecul pe loc sau înainte. Hatecul în control, am ales tema asta pentru dumneavoastră, pentru că sunteți viceprimar, aveți atribuții delegate de către primar, trebuie să faceți și dumneavoastră anumite lucruri atât în primărie cât și în oraș, ca să vă meritați salariul, nu? Că despre asta e vorba. Și atunci, Hatecul în control, domnule viceprimar, se îndreaptă în momentul ăsta din punct de vedere al dezvoltării, firește. Mă refer la investiții, mă refer la lucruri de genul acesta. Da, luând-o în ordine, am mai fost la dumneavoastră, la Fotoliu cu Ghimbi, cu mulți ani în urmă, e adevărat. Iată, sunt pe finalul celui de-al doilea mandat și dacă ar fi fost alegeri, cum erau stabilite în luna iunie, nu mai eram, sau poate eram, dar într-un nou mandat. Ce aș vrea să vă subliniez și să confirme sau infirme telespectatorii noștri vis-a-vis de Hatec încotro, tema alesă de dumneavoastră, și m-a surprins și chiar îmi place cum că am aflat-o și eu în momentul intrării în emisiune. Încă o dovadă faptului că nu discutăm înainte. Depinde cu cine ne comparăm. Și atunci putem păi să spunem... cu cine ați vrea să vă comparați, domnul viceprimar? Deci, întotdeauna, și eu cred că fiecare, și există instinctul ăsta în fiecare dintre noi și în toți concetățenii noștri, de a ne fi astăzi puțin mai bine decât ne-a fost ieri. Venind la tema noastră și la subiectul nostru, încotro merge din punct de vedere administrativ, politic, economic... Păi hai să le luăm pe rând. Administrativ, încotro merge. Da, de... Cred că nu puteți să-mi spuneți încotro, pentru că nu sunt alegerile, așa că nu știm încotro merge. Politic, încă nu vreau să discutăm, poate mai încolo. Economic, să vedem. În care parte se duce Hatecul? Da, eu cred că dacă am face o analiză și foarte pertinentă și la obiect, pe mai multe domenii, ceea ce ne-a revenit nouă ca și administrație publică locală. Foarte multă lume crede că administrația locală trebuie să facă totul un fel de, iartă-mi expresia, de moșă comunală. Acum depinde ce înseamnă acest totul. Totul, adică știu eu, de paleta poate să fie foarte largă, dar... Păi nu știu, sunt eu niște aștept lucruri, să vă spun ce aștept sunt, eu de la administrația publică. Nu stau aici, stați noastră, cum vă spun eu. Glumesc. Nu. Eu cred că un cetățean ar trebui să aștepte de la administrația publică locală să aibă străzi, să aibă trotuare, să aibă locuri de joacă, să aibă un oraș decent, da, să aibă transparență în ceea ce privește actul decizional, să aibă investiții făcute, să aibă proiecte europene,
Dați-mi voie acum, să vă spun că am, eu, așa cum vă spuneam, 8 ani de zile și ați început și ați menționat aici primul lucru, să aibă străzi. Da. În momentul când am venit la primărie în 2012 cu echipa liberală, ne-am ocupat de implementarea unui proiect care era într-o oarecare fază, dar mai trebuia încă multe lucruri pentru a-l pune în operă. Asfaltare, reabilitare, străzi, trotuare și zone verzi în orașul Ațing. Așa că s-au făcut în jur de 12 km de asfaltări, s-au făcut peste 2 km de trotuare și, după, n-aș vrea să dau cifre, 10 de mii de metri pătrați de zonă verde. Ne-am axat pe parcări, care nu le-ați amintit, dar legându-le de ceea ce spuneam de drumuri și trotuare, era o problemă pentru orașul Ațing, unde am găsit zone. Cetățenii și locuitorii, în special cei de la bloc, își parcau mașinile mai pe trotuar, pe zonă verde și s-a putut. Deci la un moment dat, chiar aveam o evidență, aveam vreo 240 de parcări, de parcări reabilitate, făcute, decente pentru locuitorii orașului Ațing, în zonele unde s-a putut. Dar luând în calcul că în fiecare an peste 1000 de mașini se înscriu în orașul Ațing, doar în orașul Ațing, și nu ies din circulație așa multe, atunci, oricât s-ar strădui administrația publică să rezolve această problemă, locuitorii și unii mai supărăcioși spun, n-avem parcări. Locuri de joacă. Parcări la blocuri. La blocuri și la case. Vezi că sunt străzile, dacă mergeți seara pe unele străzi, unde sunt, e densitatea mai mare de case și locuiesc și părinții și copiii și sunt 2 sau 3 mașini, poate una, două în curte, una la poartă, pe trotuar, mai unde aici avem îngăduință cu toți. Sunt... Da. Aici de discutat. Bună starea hațiganilor este. Consider că dacă ai un imobil, adică o casă, ar trebui să ai și un loc unde să-ți parchezi mașina în curtea casei. Da. Și dacă vrei să o lași pe stradă, cred că este opțiunea ta. În privința parcărilor din oraș, de la blocuri, este adevărat că erau foarte mulți oameni care spuneau că n-au loc de parcare. Ceea ce vreau eu însă să spun, și cred că a fost o greșeală, nu atât din partea dumneavoastră, ci din partea celor care au dat de fiecare dată curs voinței cetățeanului, este faptul că multe zone verzi s-au transformat în locuri de parcare betonate. În acest moment, Ațigu având, zic eu, foarte puține zone verzi. Vă rog să-mi spuneți dacă greșesc. Nu pot să vă... să fiu de acord cu dumneavoastră. Vă rog, e dreptul noastră. Ațigul la actuală, luând ca și oraș din județul Hunedoara, la metri pătrați de zonă verde pe cap de locuitor, stă mai bine ca oricare alt oraș din județul Hunedoara. Da, de unde ați scos metrii ăștia pătrați? Că mă gândesc că nu din grădinile oamenilor. Tot ceea ce înseamnă din domeniul public pe cap de locuitor e undeva la 26 de metri pătrați pe cap de locuitor. Domnul vice, așa că... eu nu vreau să vă contrazic. Nu, dar lăsați-mă aveți să parcul continui. În oraș, parcul central, unde sunt câteva petice de zonă verde. Aveți parcul copiilor, unde este într-adevăr zonă verde. Nu știu ce urmează să faceți acolo. Aleile printre blocuri. Da, de acord cu dumneavoastră. Mai sunt câteva alei. Da, este stadionul care intră tot la zonă verde. Da, de acord, așa. Da? Eu nu vă contrazic, că deci, dar eu ceea ce vă spun pe acte, nu vă spun așa numai că să dea bine. Am înțeles. Da. Iar vis-a-vis de locurile de joacă, chiar imediat în 2012-2013 am făcut un loc de joacă undeva într-o zonă între blocuri, unde își dorea o parte din locuitor. Spatele blocului D cu... Nu? Despre știți aceea că vorbiți? A fost discuție, până la urmă s-a ajuns, în urmă cu un an de zile, să se decidă faptul că am și reabilitat că fac copii gălăgie și mai bine să faceți parcare. Nu s-a făcut parcare, este zonă verde. Okay. Deci s-a redat din nou să fie zonă verde, iarbă, se joacă liber. S-au dezafectat acele
Topogane și Hinț ce au fost acolo, pentru că deranjau cetățenii, erau foarte apropiați. Păi dacă copiii se joacă pe iarbă, nu-i mai deranjează. Acum să-mi fie cu iertare. Se găsește întotdeauna câte unul din asta cu trei perechi de degete, ca să nu spun altceva. Iar la ora actuală, poate foarte mulți dintre locuitorii orașului Hatziu au observat, așa cum este denumit și cunoscut de foarte mulți dintre noi, Parcul Pompierilor, a intrat în reabilitare. Și acel parc se va reabilita și se va face să fie accesibil și pentru copii și pentru, să spun, adulți sau tineri, fiindcă va avea și o zonă de, cu aparate de fitness. Asta e un lucru bun. Asta e un lucru bun. Da. Realmente, aparate de fitness și chestii de genul ăsta sunt binevenite. Probabil ceva în genul Deva Pădurea Bejan, dacă știți parcul de acolo. Posibil, da. Dar la dimensiunile care nu putem să facem, pământul este tot ăla, terenul, nu putem să ne extindem, dar ultima palmă de pământ ce este acolo va fi reabilitată și pusă în operă ca să poată să fie folositoare copiilor și celor care vor merge în parc. Bun, încotro se îndreaptă Hatziu. Desigur, cred că... Economic. Pe zi ce trece, cum deja minteam, dacă ne uităm în orașul Hatzeg, este dorit, este căutat, este râvnit. Am contacte cu foarte mulți turiști care trec prin orașul Hatzeg, vizitatori, prieteni și care au mai fost în urmă cu 2, 3 sau 4 ani. Nu că am fost parte din echipă, o spun, și că am fost, sunt încă acolo în administrație, dar spun, domnule, s-a făcut ceva. Deci pot să subliniez într-un fel că merge bine și înainte. Că noi am vrea cu pași mai mari sau mai mici, dar ca și în contabilitate, atunci când se face bilanțul, să dea cu plus. Stați un pic. Asta cred că este important. Eu și sunt pentru de acord noi. Din nou cu dumneavoastră, dar vă întreb și eu, că ăsta e rolul meu. Îmi ziceți că Hatzegul merge bine înainte și ați amintit turiștii. Adică merge bine înainte economic din punct de vedere sau a ajutat turistic. Dar ce, domnule, toată lumea din Hatzeg lucrează în domeniul ăsta turistic ca să meargă atât de bine? Adică eu mă aștept, când spun bine economic, să meargă bine pentru cetățenii orașului, pentru locuitori. Nu pentru, nu știu, proprietarii de pensiuni, de restaurante și așa mai departe, unde lucrează poate 10% din populația orașului Hatzeg. Așa cum dumneavoastră știți, noi cei de acolo știm foarte bine, Hatzeg a fost un oraș cu industrie alimentară. Bine zis, nu putem, a fost. A fost. Nu putem să punem, să dăm vina pe administrație așa de mult când aceste societăți s-au privatizat și au devenit proprietatea cuiva. Acel proprietar a căutat un profit maxim. Probabil el la ora respectivă, la data de, a zis, nu pot să obțin în Hatzeg profit maxim. Vă referiți la atunci când s-a deschis fabrica de bere, da? Luăm abatorul din Hatzeg, care iară lucrau câteva sute de oameni. Și acolo s-a privatizat și cel care a deținut pachetul majoritar a decis să-l închidă. A fost fabrica de conserve, care iară s-a închis, unde lucrau sute de oameni. Și atunci ne întrebăm ce să facă administrația. Administrația nu poate să facă decât... Nu creează locuri de muncă, facilitează, este deschisă, am fost și suntem deschiși cu orice investitor, mai mic sau mai mare, a dorit să vină în Hatzeg, dar o întrebare și o barieră de care se lovesc toți, este forță de muncă? Sau vine cu următoarea întrebare, dacă vrea un anumit domeniu în care să-și dezvolte o afacere, zice, este forță de muncă calificată în și așa mai departe, dar zona Hatzegului, țara Hatzegului, și cum o numim de muncă noi, este forță de muncă, este amenajările hidro care sunt, cei care lucrează acolo, amenajările hidro la centrale, care locuiesc tot în orașul Hatzeg. Aminteați și spuneați că nu toată lumea poate să lucreze la pensiune și nu toată lumea este patron de o astfel de pensiune. Dar totuși vreau să subliniez că nu lucrează numai administratorii și numai patronii acolo. Pe lângă fiecare sunt angajați și dacă avem 130-140 de astfel de unități autorizate care funcționează în Hatzeg,
ori 4-5 angajați, erau foarte multe, înseamnă ceva. Bun, acum în condițiile în care angajatul respectiv câștigă salariul minim pe economie, nu înseamnă mai nimic. Vă nu contrazic știu care aici, sunt salariile. Un salariu minim pe economie, nu o să meargă nimeni să lucreze la o pensiune, într-un restaurant, un bucătar, spătar. Nu știu care sunt salariile în domeniul ăsta. Eu zic că sunt salarii destul de bune, sunt bine plătiți. Bun, ați fost în piață în Hațec să vedeți că piața din Hațec este mai scumpă ca piața din Petroșani? E mai scumpă ca piața din Hunedoara? Nu vă puneți o întrebare, încotro merge? Că merge înainte. De ce este mai scumpă piața? Acolo se poate controla pulsul și se poate vedea. Ați urmărit în imobiliare câte apartamente sunt de vânzare, sunt de vânzare la, în Hațe? Câte case? Nu prea mai sunt. Că în momentul când... Și prețurile sunt la nivel de Deva. Da, și atunci, încotro, dați-mi voie să subliniez încă o dată. Mă rog, dar la Hațe tot timpul au fost scumpe imobiliarele și astea. Da, pentru că este capitala țării Hațegului. Frumos spus. Da. Bun, nu știu care sunt v-aș fi întrebat care sunt viitoarele proiecte pentru Hațec, dar nu vă pot întreba lucrul ăsta pentru că sunteți la final de mandat ca și viceprimar și nu știm ce va fi pe viitor, dar totuși pot să vă întreb un lucru. Din câte știu, sunteți prim vicepreședinte PNL pe organizația Hațec. Veți mai candida la următoarele alegeri pe listele de consiliere ale PNL-ului? Doriți să fiți din nou viceprimar din partea PNL? Cred că pot să încep și să vă răspund cu ceea ce spuneați, că nu mă puteți întreba, că nu știți ce se va întâmpla, dar eu pot să vă spun, fiindcă am amprenta în câteva proiecte care sunt acum în derulare în orașul Hațec. Și... Nu uitați să-mi răspundeți și la ce v-am întrebat. Ok, o să vă răspund în ordine. La ora actuală se reabilitează Spitalul Orășinesc Hațec. Proiect pe fonduri europene, care am fost parte din el și am muncit împreună cu echipa și niciodată nu poate să spună primarul, vicele, administratorul public, directorul tehnic sau altul, am făcut. Toate acestea s-au realizat datorită echipei care a fost în spate. Cine e echipa asta? Cine e echipa asta? Dar normal că din echipa aceasta face parte primar, viceprimar, administrator public, tehnicul, achiziția și este desemnată o echipă anume care face parte. Dar fiind acolo și tot ceea ce revine în lipsa primarului sau deopotrivă cu primarul, el este ordonatorul principal de credite, dar în lipsa lui, atribuțiile primarului revin viceprimarului. Corect. Și atunci a fost situații în care am luat decizii, am hotărât, am fost împreună cu echipa care se ocupa de proiectul acesta, de scriere, de clarificări, până la semnarea lui. Apoi, dacă ați observat și nu știu la nivel de județ, câte școli mai sunt în construcție. A fost de asemenea, am participat și nenumărate drumuri într-o parte sau în alta, discuții cu proiectantul și până la semnarea contractului cu școala din Hațec, care deja se vede că se ridică o școală nouă în orașul Hațec. Deci proiecte care nu se vor termina anul acesta, însă începute în mandatul 2016-2020 și se vor continua. E da, domnul vice, dar nu ați fost viceprimar 4 ani, ați fost 8. Da, și în ceilalți ani, dar vorbeam acum ce este și ce va fi. Am înțeles. Deci asta rămân probabil pentru revenind viitorul că pe primar. Dumneavoastră vă interesa și întrebarea era vis-a-vis de partea politică. Până că acum, sunt... Așa să vă încălziți. Acum urmează să vă iau un pic mai ghimpos, ca să spun așa. Că sunt vicepreședinte PNL. Prim vicepreședinte sau vicepreședinte, cum e? Cam vice a fost. Prim vice, poate mi-o trebuia cineva fiind viceprimar, primarul era președinte și asta, dar mai puțin a fost asta important. Am fost și președinte și nici atunci nu am ținut orbiș de acel scaun. Politic
Eu, la ora actuală, acum când noi stăm de vorbă și poate mulți se vor mira de ceea ce vor auzi, nu mai sunt membru PNL. Cum mai din 2004 am fost membru PNL, am orientare și concepții mele sunt liberale, așa. Dar datorită ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni în organizația PNL HAZEG, eu astăzi când vorbesc cu dumneavoastră nu mai sunt membru PNL. Cred că nu mai sunt nici vicepreședinte, pentru că în data ce, de 3 nu mi-am dat demisia. Urmează poate să-i anunț sau vor lua act de ceea ce spun eu acum la emisiunea dumneavoastră. În data de 3 august mi-am completat și sunt adeziunea și sunt membru la partidul la ALDE. Deci stai, că asta e de cascadorii râsului. Să mă scuzați. Deci vicepreședintele PNL HAZEG, da, este în momentul ăsta de 3 zile membru ALDE. Da. Dar e dumneavoastră, sau foștii ai dumneavoastră, cei de la PNL știu? Da, mai puțin mă interesează. A, păi nu, că ați fost că colegi, așa ar fi fost. Pe ei nu i-au interesat. Așa? Dar cu toate că alții au dat telefoane și au fost interesați că încotro merg. Aha, deci bun, asta o cocează mai de mult, înseamnă că... Da, păi au fost niște discuții și aduși în PNL. Nu, stați așa, că până aici vă întreb eu, imediat. Da. Întreb eu. Păi și cine e vicepreședinte azi? Nu mă interesează. Nu este. Probabil se numesc. Am fost... A avut vreo ședință, știți ceva? Ședință de alegere, de numire. Da, de... S-a, din câte am înțeles și chiar am văzut undeva ceva scris, cineva se autoimpus ca vicepreședinte. Cum sau prim vicepreședinte. Da, pot să vă spun de o adresă care era trimisă către primărie, prin care cereau ceva. Vorbesc de perioada când domnul primar era în concediu și eram și am văzut acolo un nume pe care nu prea îl știam ca fiind membru PNL, că în ultimele 9 luni de zile sau un an de zile a trecut prin 3 partide. Și a ajuns vicepreședinte la PNL. M-am mirat și eu când am văzut... Dacă acum la actualul candidat sau potențial candidat al PNL-ului pentru oraș, la el vă referiți? Cred că cel mai corect a spus potențialul candidat, că mai iese până în 26. Păi, până în 26, când, nu până da. În 26, până, până în care te validează... Până în 18 august. Da, eu așa le spun tuturor, sunteți potențial candidat, nu sunteți candidat. Da. Sau candidați propuși. Da, dar da, hai să lăsăm, eu n-am nimic a face și păi să vorbesc. E interesant, domnule, că ați stat cu PNL-ul și ați defilat cu PNL-ul ăla de m-a durut capul pe mine, HAZEG. Da, poate v-am și deranjat uneori. Nu aveți cum să mă deranjați, că pe mine nu mă deranjează niciun membru al unui partid politic decât în momentul în care dă cu bățul în baltă. Se mai întâmplă și lui. Na, de deranjat nu m-ați deranjat. Dar ați defilat cu ăla și mi-ați dat cu galben un cap de ajunsesem să mă numai galben la HAZEG. Am defilat și în momentul când eu am preluat Partidul Național Liberal și eram foarte puțin. Prima victorie a fost atunci când am câștigat, era un post vacant de deputat și l-am câștigat noi PNL-ul. A urmat pe urmă alegerile 2012. Eram președinte organizației PNL HAZEG. Am câștigat alegerile. Au fost alegerile parlamentare. Am câștigat alegerile parlamentare. Și după aceea s-a făcut rocada și actualul primar a preluat președinția. Era o lege, să zic eu, nescrisă, dar normală într-un fel, s-a accepta ca fiind acolo unde este primar și nu e președinte, nu este președintele organizației, să preia el președinția. Și fără nicio discuție am acceptat lucrul acesta. Iar la ora actuală, când noi vorbim, deci v-a surprins, am defilat atâția ani de zile, am fost în Partidul Național Liberal, nu m-am aruncat repede, deci au fost ceva ani și eram destul de matur și când m-am înscris, în 2003 și în 2004, în Consiliul Local am fost consilier local, în 2012 până acum viceprimar, tot PNL. Iar la ora respectivă, când vă vorbesc, nu mai sunt în Partidul Național Liberal, pentru că am ținut la principii și principiile au fost călcate în picioare.
domnule viceprimar, eu mi-am propus să vorbesc despre altceva în emisiunea asta, dar v-ați deschis apetitul. Și vreau să mă înforțați mâna să mai vin peste o săptămână în altă emisiune. Deci mi-ați deschis apetitul și o să continuăm probabil pe altă linie, dar în partea a doua a emisiunii, pentru că în acest moment luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.